Plaja Corbu este zonă protejată în Natura 2000 și face parte din rezervația biosferei Delta Dunării. Chiar și așa, în 2021, acolo a început construcția unui complex gigant format din mai multe clădiri, cu un total de aproape 200 de apartamente, precum și facilități, drumuri și parcări. Totul legal, după ce dezvoltatorul a primit toate avizele și autorizațiile necesare. Problema este însă cum au fost ele obținute, iar din acest punct de vedere este clar că legislația a fost încălcată. Zona face parte din biosfera Delta Dunării, ceea ce înseamnă că beneficiază de un regim special, iar practic acolo era interzisă ridicarea oricărui tip de construcție. Este de înțeles pentru toată lumea că nu poți construi pe plajă. Da, și dincolo de limita nisipului unde începe să se formeze vegetația, să se fixeze vegetația. O vegetație particulară, xerofilă, ce trăiește într-un mediu deosebit și care este unică la nivel mondial. E protejată, sunt plante, sunt și animale. Sunt situri care au o motivație în această protecție, în această îngrijire și, bineînțeles, că limitează activitățile umane, inclusiv cele de construcții. Verificările ulterioare au arătat și că intabularea terenului s-a făcut abuziv, iar șirul neregulilor a continuat. O demonstrează inclusiv controlul celor de la Garda de Mediu, care s-a finalizat cu amendă de 100.000 de lei. Iar la asta se adaugă și amenda poliției de 50.000 de lei. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit, printre altele, că fundațiile erau ridicate pe pilon din beton armat, deși în acordul de mediu era specificat că aceștia trebuiau să fie metalici, iar planșele erau din beton și nu din grinzi de lemn. Noi avem, ne judecăm pe fond și avem termen pe 2 martie. Garda de Mediu a aplicat sancțiune pentru nerespectarea condițiilor din acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului și s-a dispus ca și sancțiune complementară demolarea lucrărilor care au fost făcute și aducerea terenului la starea inițială. Prefectura Constanța a intervenit și ea, iar Corpul de Control al Prim-Ministrului a demarat de asemenea o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de către instituțiile publice responsabile cu avizarea lucrărilor de construcții în zona adiacentă plajei Corbu. Instituția prefectului a solicitat instanței de contencios administrativ desfințarea a două autorizații de construire emise de primăria Corbu. Într-unul dintre cazuri, instanța s-a pronunțat desfințând autorizația de construire și certificatul de urbanism aferent. În funcție de soluția finală, dacă această desfințare a autorizației se va menține, primarul este cel care va trebui să solicite desfințarea construcției și readucerea terenului în formă inițială. Cele 24 de construcții care urmau să se ridice pe plaja de la Corbu fac parte din două proiecte imobiliare derulate de aceeași firmă. În instanță a fost contestată documentația de autorizare pentru ambele, însă deocamdată magistrații s-au pronunțat doar pe unul dintre proiecte. Decizia nu este definitivă și va putea fi atacată cu recurs la judecătoria Constanța. Între timp, lucrările au fost sistate, dar nu s-a trecut și la demolarea construcțiilor deja ridicate.